Capitolul 9. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece boalele. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el. Nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Ei au plecat și au mers din sat în sat propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri. Cărmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Iisus și sta în cumpănă, neștiind ce să creadă, căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți. Alții ziceau că s-a arătat Ilie și alții ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. Dar Irod zicea, lui Ioan i-am tăiat capul. Cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri? Și căuta să-l vadă. Apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și i-au zis, dă drumul noroadelor, ca să se ducă în satele și cătunele de prin prejur, să găzduiască și să-și caute de ale mâncării. Pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Iisus le-a zis, dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns, n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi, puneți-i să șadă jos încete de câte 50. Așa au și făcut. I-au pus pe toți să șadă jos. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărămiturile rămase. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul. Alții zic că ești Ilie. Alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Hristosul lui Dumnezeu, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Apoi a adăugat că fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși?
căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui și a sfinților îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Iisus, Petru a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să fim aici. Să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au spăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este Fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. A doua zi, când s-au pogorât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Iisus și un om din mijlocul mulțimii a strigat: Învățătorule, rogu-te, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răcnește, și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu a nevoie se duce duhul de la el, după ce l-a strop și de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău. Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, el a zis ucenicilor săi: Voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă, și se temeau să-l întrebe în privința aceasta. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii. A luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis: Oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare. Ioan a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu merge după noi. Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus. Fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli, care s-au dus
și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găstuit. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Și au plecat într-alt sat. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia i-a zis: Vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: Lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns: Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu.